even if the sun goes down on you. Salutare, salutare! Și bine ați venit sau bine ați revenit pe acest canal de YouTube. Eu sunt Oiucul și astăzi o să vedeți o zi din viața unui cățel. Da, da, azi mergem în oraș să ne plimbăm. Stăpânii mei sunt drăguți să mă ducă la plimbare. Hai să mergem! Ah, suntem pe mașină și mie îmi place să suc degetul pentru că mașina mă agită destul de tare. Dar așa dacă stau în brațele stăpânei mele iubitoare și suc degețelul, totul este perfect și frumos. Am ajuns, nu știu unde suntem, dar nu mă interesează. Eu sunt doar fericit că văd alte locuri. Hai, du-mă și pe aici, du-mă și pe aici. Vreau să merg și pe aici. Hai să mergem. Doamne, sunt atât de încântat. Nici nu vă puteți imagina. Sunt atâtea locuri frumoase, dar stăpânii ăștia nu mă lasă să merg chiar peste tot. Doar pe unde vor ei. Ce ziceți? Mergem și prin alte părți? Hai să mergem! Acum ei își beau cafeluța, iar eu trebuie să stau lângă ei în loc să mă plimb. Vi se pare normal? Spuneți-mi! Vi se pare normal? Gata! Am ajuns în parcul mare, din câte am înțeles. Au spus că după cafeluța merit și o plimbare în parcul mare. Cred că mă trece pișul sau nu, că nu mă lasă stăpânii mei să mă piș unde vreau eu. Uite, oare acolo să fie zăpadă? Eh, bine, am văzut, cred că, destule zăpadă pentru anul ăsta. Hai mai, mai repede, of, mă fac să trag de lesa asta în loc să vii mai repede cu mine, stăpânul ăsta. Mă rog, este frumos pe aici. Voi ați fost vreodată în parcul mare din Cluj? La mine este prima dată. Ei bine, drăguță plimbarea, văd și alți căței, dar stăpânii mei nu prea mă lasă să mă joc cu ei. Nu înțeleg de ce. Poate pentru că sunt un lătrător? Nu prea zice... Wow, uite și iarbă și pietriș și mă trece puțin pișu. Sau, de fapt, nu, doar îmi place să marchez teritoriul. Când vin alți căței, să știe că este al meu. Wow, porumbei și zăpadă. Wow, ce-mi place. Tot timpul mi-am dorit să prind un porumbel. Niciodată n-am reușit. Vai, ce-mi place să alerg, porumbel. Da, trebuie să mă însemnez și la gărdulețul ăsta că am simțit un alt cățel. Și nu, o cățelușă! Salut, cățelușo! Salutare, hai să ne jucăm! Da, am stat puțin cu cățelușa, voiam să vă zic, dar stăpâna mea s-a hotărât să nu filmeze acest proces. Dar pe ea o chema Lola și ne-am distrat foarte tare împreună. Mă rog, eu cu ea, că ea a fost cam speriecioasă și s-a speriat de mine. Dar nu e problemă, eu știu că e micuță și o înțeleg. Dacă nu a vrut... Nu a vrut să se joace. Haideți cu mine să vă mai arăt ce mai vedem noi pe aici prin parcul mare. Să ne mai plimbăm. Tot acelea străzi cu oameni. Uite un copil. Ei, copiluț. Da, mai bine nu-l bag în seamă. Merg mai departe. Oricum. Zăpadă, zăpadă, zăpadă. V-am spus că ador zăpada. Cred că v-am spus de câteva ori, doar că așa sunt eu. Îmi place să tot spun, opa, opa,
Bine, bine, lasă-mă în pace, că știu pe unde trebuie să vin. De ce mă tragi? Of! Ce ai crezut, că o să mă duc roată și o să mă încălcez? Nici vorbă, eu sunt cățeluș deștept. Hai să mergem mai departe, să ne plimbăm! După cum bine ați văzut, eu deja am fost pe la toți copacii. Am vrut doar să văd dacă au trecut și alți căței pe aici și să le arăt că acesta este teritoriul meu. Să știți că începe să-mi placă aici în parc. Clar este teritoriul meu și trebuie să vin mai des. Sper ca stăpânii mei să fie buni și să mă aducă. Vă rog frumos să le scrieți în comentarii să îl aduceți pe Toi în parc, pentru că noi vrem să-l vedem în parc cu un alt copac și aici trebuie să mă însemnez, că altfel nu se poate. Nu, nu, toți copacii sunt ai mei, nu doar unul, nu doi, nu trei, toți! Și coșul ăsta de gunoi e al meu. Da, și ăsta e al meu. Un porumbel, hai să-l prindem! Sau mai bine nu, că știu că el zboară și nu mai am cum să îl prind, așa că hai să mai mirosim pe aici și să mai însemnăm teritoriul ăsta mare. Wow, câtă lume este în parc! Voi vedeți? Ador să vin aici în parc. Salut, mama! Ce faci acolo departe? Hai aici, lângă noi! Haide să vezi și tu câtă lume este pe aici! Este atât de frumos! Vouă vă place parcul? Mie da! Wow! Este și apă! Aș fi vrut să beau din ea, dar nu prea am cum. Dar ia să mă mai uit odată la ea. Dar o plimbare drăguță aici pe malul apei chiar prinde bine. E super drăguță, să știți. Aoleu! Wow, tanti, dar nu mă bagă în seamă. De obicei, oamenii mă bagă în seamă. Oare ce se întâmplă cu tanti asta? De nu-mi dă deloc atenție, mă rog. Mai facem o plimbare pe aici, pe la apă, pentru că apa asta e atât de drăguță. Aș fi vrut să văd și niște rățuște, dar dacă am văzut apa, este suficient. Și zăpadă! E un pic de sete, oare ce să fac? Ar trebui să mănânc niște zăpadă. Zăpada este apă. Da, chiar aveam nevoie de puțină apă de zăpadă. Delicious! Bun, cred că ne-am plimbat destul, aș zice. Gata, dragilor, sunt destul de obosit. Ne-am urcat înapoi în mașină și este timpul să o luăm din loc și să mergem către casă. Eu sper că v-ați simțit bine alături de noi, că eu m-am simțit bine în parc și vouă vă place în parc. Chiar sunt curios să știu, să știți. Acum sunt pe mașină și sunt puțin speriat, dar de oboseală nici că mai îmi dau seama ce se întâmplă. Acum, cel mai probabil, mă voi pune să dorm puțin în mașină și cred că toată ziua voi dormi, pentru că o plimbare așa lungă
După ce toată ziua sta în casă, este chiar obositoare și pentru un cățel. Așa că vă las, v-am pupat, v-am îmbrățișat, pa, pa!